Bună ziua! Nu, nu suntem la Viena. Splendidele imagini nu sunt dintr-unul din concertele vieneze de anul nou. Suntem în inima Bucureștiului, în Palatul Băncii Naționale a României, o inimă a identității noastre. Una din cele mai vechi bănci centrale ale lumii, a 15-a. Înaintea altor bănci renumite ca Banca Japoniei, Banca Italiei și chiar, nu o să vă vină să credeți, a Băncii Naționale a Elveției. A fost înființată la 1880 cu capital în întregime românesc, 10 milioane capital de stat, 20 de milioane capital privat, cu precădere al familiei Brătianu. Vechiul palat al Băncii Naționale, din holul căruia vă vorbesc acum, a fost creat de doi foști elevi ai lui Charles Garnier, autorul celebrei opere din Paris. Mulțumesc conducerii Băncii Naționale, excelenței sale domnului guvernator Muguri Sărescu, pentru onoarea ca Banca Națională a României să fie astăzi gazda orei regelui. Cred că există român care să nu fi găsit în unghierele casei părinților sau în sipetele bunicilor monede cu chipurile regilor români. Aici s-au bătut acei bănuți cu chipurile regilor care au fascinat copilăria multora dintre noi. Creată acum 133 de ani, Banca Națională a României a emis monede cu chipurile tuturor regilor României. Carol I, Ferdinand, Carol al II-lea, regele Mihai I al României.